fac o prezentare, o să ne povestească despre fotografia, fotografia de zi, fotografia de presă, ce înseamnă fotojurnalist și dumneavoastră să ne spună mai, o să ne fac și o mică prezentare de câteva fotografii, care cred eu că o să fie interesant și toată lumea. Deci, bună seara! Mă bucur că am venit să discut și cu oameni care chiar fac fotografii. Poate cine știe ce este chestia asta. Că ziarele, și în general ziarele românești, suferă la acest capitol. Dar m-am gândit că v-am vorbit cu Ghenadi că ar fi fost, să zicem, ok dacă ar veni și un fotoreporter de la Monitor, însă ar fi interesant să povestesc din punctul de vedere al celui care primește fotografii. Deci la făcut fotografii, el nu mă pice. Habana. Glumesc, bineînțeles, tot ceea ce se face la ziar am făcut și eu cu mâna mea întâi ca să știu ce zice oamenilor, dar cu timpul am uitat. Însă eu știu o fotografie bună sau e rea. Asta e clasificarea pe care o fac eu. La fel ca și jurnalismul și fotojurnalismul din două feluri. Bun sau rău. Nu există altă ordine în, sau alte clasificări. Încercăm cu colegii mei să determinăm de ce o fotografie e bună pentru ziar, de ce o fotografie e rea. Eu mi-am notat o chestie, vreau, nu sunt mari demonstrații, nici măcar mari fotografii, ci pentru a face diferența cumva între ce faceți dumneavoastră ca și fotografie și ce facem noi ca și jurnalism. Pentru că e o diferență. Mare, foarte mare. Deci, unii dintre dumneavoastră care fac fotografie ar putea deveni fotoreporteri. Fotoreporterii mai greu ajung să fie fotografi de talent, să zicem. Sunt cu totul alte condiții. În general, fotoreporterul e un reporter cu cameră foto, asta știți, fără îndoială. Deci, scopul lui este să redea un eveniment prin intermediul imaginilor, a câtorva imagini. Asta nu înseamnă că pozează de nebun tot ce apare în calea ochilor. Diferența între un fotograf și un fotojurnalist, să spunem, este ceea ce noi numim verbul. Noi căutăm, ca și fotoreporter, mișcarea. Tot timpul ne interesează asta. Suntem în vânăm verbele. Vedem mișcarea, vedem, noi ne referim la instantanee și nu la fotografie. Tot timpul suntem într-o fugă, alergăm și căutăm asta, pentru că avem a doua zi mii de ochi care se uită și se întreabă ce face X din fotografie, ce zice, ce spune, ce are de gând să facă. Nu avem timp să stăm și să ne așezăm și să gândim, hai să stăm două ore, poate se întâmplă ceva. Nu avem timp de așa ceva. Deci asta e o lipsă de timp, tot timpul. El luptă cu timpul, are de făcut și altceva. Deci la ședința de sumar se discută cine are nevoie de fotografii, reporterii fac și ei poze, bineînțeles. Dar discutăm cine are nevoie, facem o evaluare a importanței acelor pozi în economia ziarului și abia după aia, spunem, fotoreporterul se duce acolo, acolo și acolo și atât. Nu în altă parte. Deci nu are nu neapărat timp de pierdut, ci nu are timp, efectiv. Pur și simplu nu are timp. Diferența asta ar fi. Pentru că din păcate ar trebui să avem mai mulți fotoreporteri. Pentru că ziarele au devenit ca tot ceea ce ne înconjoară un mediu vizual. Ziarul îl luați, sau dacă nu luați monitor, luați alt ziar. E ca o cămașă. Dacă îți place, îl iei. Dacă nu, nu.
Ei, acea fotografie din prima pagină este extraordinar de importantă. Facem o ședință separată pentru a discuta ce punem pe prima pagină să ilustrăm acel text. De obicei, probabil vedeți și vă pricepeți la fotografii, nu prea reușim. De două ori din patru, nu ne ies. Și punem o fotografie, ca să existe. Sau mai puțin reușită, ca să nu fiu așa de critic. Ei, nu neapărat monitorul de Botoșan suferă la poze. Presa românească suferă. Presa românească suferă pentru că se transformă într-un fel de paparazzi care fugăresc pe Oana Zăvuranu. Și nu în fotoreporter. Fotoreporterul, v-am spus, e altceva. El face și documentare, știe ce scrie. Colaborează cu reporterul întotdeauna. Întotdeauna colaborează cu reporterul. Și îi spune respectivului, scriu despre asta. Pentru că diferența între cei care lucrează la mine, colegii mei și dumneavoastră, este că eu am cuvinte. Fotografiile pe care le faceți dumneavoastră sunt așa. Sunt fotografii extraordinare care îți atrag ochiul, te uiți și zici ce frumos e. Fotografiile mele au alături vorbe care explică acea fotografie. Deci ele sunt legate. Asta e o altă diferență între ceea ce facem noi și ce faceți noastră. Sunt legate. Fotografia mă îndeamnă să citesc, iar citind înțeleg acea fotografie. Așa avem foarte simplu, au făcut americanii, au pus un aparat a oamenilor care citesc ziarul, care urmărea mișcările ochilor. În timp ce citeau un articol, se întorceau spre acea fotografie de 4-5 ori. Mai găseau un element în articol și se uitau, îl găsesc în acea fotografie sau nu. Este sau nu este. Vor tot timpul oamenii mai mult, dar din păcate e doar o poză. O poză făcută în câteva secunde. Pentru asta trebuie nu neapărat talent, cât îndrăzneală, faptul că trebuie să fii gata pentru acea fotografie și trebuie să știi ce vrei. Ne imaginăm deja. Când scriem un articol, ne imaginăm cu ce îl ilustrăm. Cam așa ar trebui ilustrat. De-aia trebuie să vorbească cu reporter. Să zic, domnule, scriu despre asta. Și un fotoreporter cu experiență știe deja cam ce ar vrea să obțină. Pentru că altfel, dacă stăm să vânăm o poză fără să știm exact ce vrem, câteva direcții, nu iese de obicei nimic. Ei,